Prieteni, uitați-vă în ce loc frumos am venit să fac video de astăzi. Video care pur și simplu mi-a întors toate ideile, toate gândurile care pur și simplu, practic, m-a pus la pământ. Astăzi vom vorbi despre o temă de pușcărie, pentru că mulți mă rugați, chiar mă rugați, primesc multe mesaje. Danu, mai povestește întâmplări din pușcărie. Sper că mă auziți bine, eu nu am verificat cum se aude videoul. Sper că această mică cascadă nu îmi va împiedica să nu mă puteți auzi. Anume, vreau să vorbesc despre tema cum m-am întors din nou în pușcărie. Da, poate titlul puțin v-a șocat, dar o să priviți până la sfârșit și o să înțelegeți despre ce merge vorba. Vă știți, eu am postit în primul video că în prima instanță am fost condamnat la 6 ani de închisoare, după care am așteptat apelul foarte mult timp și am fost scos nevinovat. Dar când am fost pentru prima dată la judecată, eram practic absolut sigur că voi fi scos nevinovat. Știam că am data judecății, a doua zi trebuia să plec la judecată. De cu seară, la ultima promenadă, mi-am luat rămas bun de la toți prietenii care i-am cunoscut în pușcărie, de la toți deținuții care eram acolo ca o familie. M-am apropiat de fiecare și le-am spus: eu mă eliberez mâine. Cu siguranță eu am să mă eliberez, așa am promisese avocații mei. Atunci aveam o avocată rusoacă și mai aveam un avocat ca de oficiu. Mi-au promis că o să fiu scos nevinovat, mi-au promis că din sala de judecată voi fi acasă. Vă dați seama că am crezut, eram sigur că voi fi scos nevinovat, pentru că într-adevăr executam o pedeapsă pe nedrept și ei mi-au promis că o să-mi facă dreptate. Dar ce s-a întâmplat de fapt, voi puțin știți, eu acum am să vă mai povestesc. După ce mi-am luat rămas bun de la fiecare în parte, le-am dorit să se elibereze cât mai repede, le-am dorit mult succes, le-am dorit ca nimeni să nu se mai întoarcă în acel loc blestemat. Chiar astăzi am vorbit cu unul din acei băieți care pe acel timp îmi luase rămas bun, dar cu părere de rău pentru mine a fost că el s-a eliberat mult mai repede ca mine. Ținem legătură până în prezent. M-am trezit în acea dimineață, m-am dus hotărât la judecată. Am fost cu durere, sincer, cu durere, acum îmi aduc aminte și trece, dar am să continui acest video, am să vă povestesc. M-am dus la judecată, procurorul mi-a cerut pedeapsă, judecătorul m-a condamnat la 6 ani de închisoare. Am început să urlu, am început să strig, dar sincer ca să fiu, nu s-a schimbat nimic. Am și o poezie scrisă. Acesta este un vers din acea poezie. Eu voi posta și poezii, pentru că și asta la fel încereți. Am să pun și poezii și mai repet încă o dată această strofă. Am început să urlu, am început să strig, dar sincer ca să fiu, nu s-a schimbat nimic. Am fost aruncat ca un câine înapoi în acea cameră de așteptare unde sunt toți deținuții ținuți, când sunt scoși pe extre, când sunt scoși la judecată, la interogări. Pe lângă faptul că judecata cred că s-a încheiat undeva la orele 17, până la ora 12 am fost obligat să stau ca un câine, să aștept să vie echipajul să mă duc la pușcărie. Deja mă rugam cât mai repede să fiu dus în pușcărie, în celula mea din pușcărie, pentru a mânca ceva cald, toate că nu am mai avut chef de mâncare, pentru a sta în patul meu, pentru a-mi vedea familia, pentru a-mi auzi familia. Mă simțeam oribil. Acele clipe chiar să vreau să le uit, nu am cum să le uit. Nu am, pur și simplu nu am. Durere. Durere și iar durere. Dar acel timp a trecut, eu astăzi sunt fericit, eu astăzi sunt împlinit, familia mea este fericită. Pentru mine asta este cel mai important. Eu voi face maximul posibil să mă țin de cuvânt, să ajung acolo unde îmi propun, acolo unde îmi doresc cu adevărat. Voi cei care mă țineți pe mine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ceea ce fac, fiecare video, fiecare motivație care
încerc să o transmit, o transmit pentru voi, o transmit cu drag pentru voi. Am să vă arăt, am să vă arăt, am să vă arăt această cascadă. Priviți! Priviți cât de frumos curge această apă. Vă pare un lucru simplu, dar pentru mine nu este atât de simplu. Am visat mereu timpul care am fost arestat. Am visat să am multă libertate, cum vedeți aici. Dacă atunci când eram în pușcărie, putea să-mi propui cineva, Danu, du și dormi într-o pădure, pe frig, sau Danu, ia și noată pe această apă, sau sai de pe acel pod care îl vedeți acolo, da, undeva acolo se vede un pod. O făceam fără nicio problemă, pentru că eram pur și simplu nebun de cap, pur și simplu îmi doream enorm să ajung să fiu liber. Dar această zi a venit, am deja o lună și câteva zile de când sunt în libertate. Am reușit să fac foarte mult în această lună. Foarte, 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 foarte mult. Dar totul este abia la început. Totul abia începe. Prețuiți libertatea, pentru că asta e cea mai importantă. Nu știu ce poate fi mai oribil ca acesta. Dacă ai ajuns până aici, de obicei, cum spun eu, fă butonul de la like albastru, pune un like în forță, pentru că în curând canalul meu de YouTube va ajunge la 40.000 de abonați. Dar la 50.000 de abonați am o surpriză extraordinară pentru voi. Am o surpriză care pur și simplu o să fiți în șoc ce se va întâmpla atunci. Vă las! Vă doresc o zi minunată în continuare. Vă mulțumesc celor care mă susțin. Voi îmi dați mie o putere nebună. Voi îmi dați mie o motivație enormă. Acum și am să vă arăt un lucru frumos, doar că stați aici, sunt niște copilași, nu vreau să-i bag la mine în video. Uitați-vă aici, am pentru voi, pentru început. Niște rățuște, dacă vreți una să o luăm la supă. Succes vouă! Succes și voi să știți, una. Ce îmi doriți voi mie, eu vă doresc de 10 ori mai mult. Îmi doriți rău, rău vă doresc. Îmi doriți bine, bine vă doresc. Da, bucurați-vă. Cine n-ai fi, chiar de ești dușmanul meu, nu știu ce. Bucurați-vă de fiecare clipă care se încheie în libertate. Eu m-am întors din nou la pușcărie. Cu părere de rău, m-am întors din nou la pușcărie și am fost obligat să mai fac încă un an și ceva de pușcărie. Bine drept. Și așa era mult, dar așteptând apelul a fost enorm de mult. Dar a trecut. Durerea este temporară. Asta se țineți minte de mine. Durerea este temporară. Dar faima poate dura o veșnicie. Așa că, dacă ai un scop bine definit, dacă îți pare că este greu, nu înceta. Nu înceta, că dacă vei înceta, nu va fi mai ușor. Eu te asigur că va fi mult mai greu. Va fi mult mai greu să te întorci din nou acolo unde deja puteai fi. Pentru că fiecare minută este foarte și foarte și foarte prețioasă. Eu sunt motivat, eu sunt nebun, eu sunt flămând după succes. Eu mâine voi fi în sală, mâine am să postez acele exerciții, mâine continuăm cu provocarea flotărilor și tot mâine pe canalul meu de YouTube vor apărea minimum 3 videouri. Voi posta videouri pentru voi, pentru a vă motiva, pentru a vă antrena, pentru că voi asta vă doriți. Voi înscriți, cum am spus la începutul acestui video, că doriți video din pușcărie. Eu am să postez și video din pușcărie. Eu încerc să uit acest capitol, dar eu totuși am să postez pentru voi, am să vă arăt viața în continuare din interior, am să vă postez cazuri care s-au întâmplat în pușcărie. Pentru că ceea ce am trăit eu acolo a fost o lecție pentru mine. Dar voi nu aveți nevoie să ajungeți acolo. Nu aveți nevoie pentru a ajunge acolo pentru a învăța ceea ce am învățat eu. Învățați de la mine ceea ce vă pare util. Ceea ce vă pare că este inutil, pur și simplu lăsați într-o parte, pur și simplu nu trageți atenția, dar eu mă stărui să vă dau doar sfaturi utile. Fiecare mesaj care îl primesc de la voi, eu mă stărui să răspund la majoritatea mesajelor, celor care nu reușesc. Înțelegeți-mă, eu tot sunt om, eu nu sunt robot, eu nu am atâta putere, dar eu mă stărui din răsputeri să vă dau o doză de motivație. Când vă este trist pe suflet, doar intrați aici și admirați acest
această cascadă. Aceți ușor cum curge aici. Uitați-vă cât este de frumos. Uitați-vă cât este de frumos. Și gândiți-vă un singur lucru. Că pe acest pământ există locuri de mii de ori mai frumoase. Și o să ajungeți acolo doar dacă o să munciți, doar dacă o să vă doriți cu adevărat. Puneți un scop în mintea ta, în capul tău și muncește pentru el. Eu vă cuprind cu drag, vă mulțumesc celor care aveți răbdare să mă priviți. Dar eu fac videourile pentru că voi cereți asta. Eu fac videourile pentru că citesc comentariile voastre, mesajele voastre și voi cereți asta. Și eu fac doar și doar pentru voi. Eu, cum am spus la început, eu voi sacrifica 10, 20, 30 de minute pe zi pentru a face videouri pentru voi. Doar să fibă cu un scop pentru voi, să fibă să vă ajute pe voi. V-am cuprins încă o dată. Vă mulțumesc și aveți grijă de voi.